ca să spunem nu acestor decrete. Avem doar decrete care doresc să revizuiască istoria în scopul, în interesele unui grup îngust de persoane și de partid. La ce vă duce această politică? Este clar, la dezmembrarea societății, la pierderea ireversibilă a teritoriului Transnistriei, la repetarea embargoului pe care l-am avut în 2006. Este doar o singură soluție care noi putem să o acceptăm. Și această soluție a fost propusă de președintele Partidului Moldova Unită, Edina Moldova, în plenul Parlamentului. Și anume, demisia domnului Ghimpu. Согласно декрета Гимпу, мы в одночасье стали оккупантами молдавской национальности не существует, а есть только бессарабские румыны. Тот, кто не бессарабский румын, чемодан, вокзал, Россия. Вот истинное лицо Альянса за евроинтеграцию. Все. Специально для телевидения. Жосгимпу! 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 Еще.